Este șantier pe mai multe străzi din Caracal. Compania de apă Olt a început extinderea și reabilitarea rețelei de apă și canalizare. Este unul dintre cele mai importante proiecte demarate de municipalitate. La nivel de apă, e vorba de o extindere de 7 km, iar reabilitare 57 de km. Iar pe canal, extinderea este de 18,4 km și reabilitarea pe 13,5 km. Deci este și reabilitare, dar și extindere. Edilul Ion Doldurea a mers în vizită pe șantier să vadă stadiul lucrărilor. Pentru prima parte a proiectului încercăm să mergem pe partea de extindere, pentru că oamenii așteaptă în special canal de ani de zile și este o dovadă de civilizație și e normal ca noi să începem cu această lucrare, pentru că este mult solicitată de către cetățeni. Potrivit primarului din Caracal, mai mult de jumătate din apă se pierde din cauza rețelei foarte vechi. Sunt conducte care au 80 și ceva de ani. În permanență sunt conducte care se sparg, care ne creează mari probleme. Cei de la CAO intervin, dar intervenția lor înseamnă spart strada, spart asfaltul. L-am pus acum 6 luni de zile și trebuie să intervină, n-ai încotro, trebuie să le dai voie, pentru că altminteri pierderile oricum sunt foarte mari. La nivel de oraș, și asta se întâmplă, cred că mai bine de 50-60% din apa care pleacă de la puțuri se pierde, pentru că această rețea este extrem, extrem de veche. Pe lângă această lucrare, primarul Ion Doldurea anunță și alte proiecte pe care le are în desfășurare. Edilul are o listă chiar în biroul său cu prioritățile pentru anul acesta și anul următor. Vor fi făcute la Caracal investiții în infrastructură, sunt modernizate mai multe clădiri de cultură, dar se investește și în educația copiilor.